aceasta este prima turnee de RS500 Mini, pe care o am de aproximativ 2 săptămâni. Și ca un scurt review acum, înainte să înceapă completare ploaia, ea este cea mai ușoară din gama ei, făcută foarte ușor de transportat. Aripa de pe spate este foarte bine construită, ea a acoperit toată roata și astfel nu stropește aproape deloc când plouă sau când ai în bărți. Autonomia e de vreo 20 km, un pic peste, dar se încarcă destul de repede, în vreo 5 ore maxim, deci dacă o lași peste noapte nu o să ai nicio problemă. Are frână pe disc pe spate și suspensii care fac orice probă sau drum de livrat să pară nimic. Acum, de ce o recomand? Este foarte ușor de transportat, se pliază foarte repede și se poate transporta cu bagajul mașinii foarte lejer. E micuță și fancy, are un design destul de elegant, nu e ca celălalt continente mari care par ca niște mini-scutere. Și un al treilea motiv pentru care o recomand este că urcă rampele destul de bine și ajungi mai repede decât te putea imagina oricum. O recomand tuturor celor care caută o trotinetă ușor de transportat și care și rapid în același timp. Cam atât pot să spun la început ploaia. Aveți grijă și o zi faină!